Salutator, sunt Andrei și astăzi vă face un nominat și pe acest canal. Astăzi ne vom juca un nominat joculeț și anume astăzi ne vom juca GTA România. Dar nu uitați să apăsați acolo butonașul de like în forță să ne ajungem să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episoade din acest nominat GTA și știu că poate X-Lader nu s-a ținut de cuvânt în ghilimele, poate a uitat și omul când s-a jucat GTA România să pună link-ul la GTA-ul lui. Așa că dacă mă surprindeți cu multe, multe like-uri și o să fac o serie cu acest joculeț, poate jucăm și GTA România 2, că m-am mai jucat. O să vă dau eu link-ul personal, nu o să uit, pentru că dacă mă surprindeți cu multe, multe like-uri acolo, poate o să avem mai multe like-uri decât la cum să plătești cu PC sau pe PlayStation, tutorialul nostru, care este, am zis, cel mai locuit, să zic așa. Dar haideți să nu mai lungim cu acest intro și să începem acest nou joculeț. Sper că avem aici o Volkswagen. Ia ce mișto, îmi bate soarele, what? Și că poate nu vedeți facecam-ul perfect, să zic așa, undeva mai luminat, undeva mai întuneric, dar nu, frate, e o ploaie afară de nu-mi bate lumina soarelui. Doamne, ce-am spus și ești nebun. Nu bate lumina deloc și din partea asta n-are ce să bată, frate. Fereastra asta, mă, draperia e dată la maxim, deci n-am ce să fac. În fin, haide să nu mai deviem de la subiect, să vedem cum este acest joculeț. Ce golf e ăsta? E un golf de ăsta mai mic, știți? Înțeleg cum se numește aici? N-am fost noi? What? De unde ne-a spawnat noi? Ce asta? Casa poporului? What? Poate să facem și niște misiuni, vedem noi, ia să vedem. Mamă, bă, ești nebun, ce aici? Nu o să vă dau multe spoiler în GTA România 2, dar vă zic doar aici că aici era un dedeman. Atâta vă zic, nu vă zic mai multe spoiler, o să vedeți pe parcurs. Oricum, deja sunt alte moduri și sunt făcut. Vreau să să îl felicit pe Marius pentru aceste moduri, că e făcut de ce am spus, mă? Am vrut să spun Remus, doamne, îl felicit pe Remus pentru toate modurile aduse pe GTA România, că tot el a ajuns și GTA România 1 și 2. Și sunt moduri schimbate, deci unele sunt chiar schimbate. Nu vă dau mai multe spoilere ce e aici, poate la fel, poate nu. Aici v-am zis că era nu e un dedeman, nu e asta, dar poate să-l descărcăm și pe la să ne jucăm. Dar vreau să văd acolo susținerea voastră, pentru că, am făcut... ia uitați, Golfer 32. Haide să merge, mamă, cum a pornit în forță, ești nebun, stați un pic. Poate ce-am făcut, ești nebun? Poate să auzea în căști mai puțin, în căști, doamne, poate să auzea pe episod mai tare. Așa, mamă, stai să luăm și noi o Daciană, băi. Ce e episodul ăsta fără o Daciană? Poate ce Daciană asta pentru mormântul? Stai să ne dăm jos, așa, ca niște boși. Eram sigur, mamă, vrei? Stai un pic. Vrei, nu te crezi ce scrie. M-a dat jos, mare. Dio, da mâinile aici. Dio, da mâinile aici. Dio, am mâinile aici. Mașina merge singură. Mașina merge singură, dude. What? Stai. Cum a intrat ăsta în mine și ești nebun? Se pare că din mașina asta nu a mai ajuns nimic. Acolo mesajul care mi-l transmitea, să zic așa, se numea vrei sau nu tot la noi. Dude, am găsit o Daciană. O Daciană am găsit. Haide să ne urcăm. Da, logare MCV, dude. Uite-s, e de Constanța. Se pune solența în mine, dude. De ce să nu s-ar pune? Vreau să vă mulțumesc să-ți înrămâni pentru cei 600 de abonați, ne menținem în forță acolo. Cât despre proiect, nu știu sigur, încă nu știu sigur dacă îl pot posta 100%. Cum să vă explic eu că acest episod care îl postez eu acum este cu câteva ore după ce am postat episodul cu Krabi, deci ne-am dorit să știu 100%. Dar la următorul episod o să vă țin concret la curent. Menținem, dude, în forță tradiția și anume. I-au omorât toți copilăștii. Frumușeii mei în Daciană, dude. Copilul, mamă, e de fund, mamă, dar
treci de mult. Ce e? Micuții mei, micuți, micuții mei. Veni, Marge, bă! Ok, dude, de alta aici pe nim... O, Dacian are poliție, bă, ești nebun, Dacian are poliție, asolo. Dude, am luat o mașină de jandarmerie și vorbește singură, ia auziți. Vorbește singur mașina asta. Ce mă bagă spre... În mac, pe motor, băi! Dude, mă învârt în cer ca să găsesc. Mom, ce-i asta, mă? Băi, ești nebun. Băi, ești nebun. Băi, ce maș. Ce am făcut cu asta, mă, pe Târgu Ocnea, ești nebun? O, păi să-mi spuneți voi mie dacă ați mai auzit. Stați un pic. Să se dea jos poliția, om, stați. Stai să-i luăm mașina. Stați un pic. Dude, deci dacă apăsăm caps lock, suntem polițai, dude. Deci hai să apăsăm. Suntem polițai, dude. Eliminate the criminal, what? Haideți să facem misiuni de polițai. Stați. Ce polițai fără sirenă, dude? Da, dude, deci zice, vedeți că s-a mutat de pe hartă, pentru că din greșeală am apăsat din nou caps. E aici, nu știu dacă vă deranjează și pe voi, dacă ne lumina a aprinsă la caps lock, că știți că se aprinde o luminiță undeva pe tastatură. Pe mine mă enervează, dude, mă exasperează, ești nebun. Oh, păi ce ai, mă, că nu-l prindem pe la ce poliția suntem noi, am și distrus jumătate de mașină. Ua, nu! Nu te cred așa ceva. Se pare că nu suntem poliția, e bun să ne dăm jos din mașina asta. Ce să ne marcăm, băi, ești nebun. Deci stați un pic. Eu dacă nu s-a putut să fim polițiști, suntem taximetriști. Dar spuneți și mie. Niu. Mam. Încă, băi, frate. Police vehicle, da. Oh, uitați-l, bă, ești nebun. Aici e criminalul. Bă, unde e criminalul, mă? Bă, așa, pe lângă el, mă. E pe lângă, pe aici? Nu, what? Băi. Unde e polițai? Unde e criminal? E, la, invizibil, dacă la mașină polițial. Atunci apăsăm ăsta. Caps. Oh, suntem taximetri. Triști. What, s-a prins și la asta, ce mai are și asta? Să zic că dacă sunt liber. Plecați, bă, din fața mea, bă. Mamă, ce daciană, bă. Bă, ești nebun, ce... What? Watch, look for a fray, what? Stați, haide să mai găsim o mașină politică, asta e cam, na. Nu știu ce să... Yo! What? Sfântul Andrei, bă, ești nebun? Bă, ești nebun, ia să vedem ce... Stați, că văd că vrea cineva aici. Da, taxi aici, taxi e aproape jupățit. Ursus, bă, mamă, Ursus, regele berii românești, în România, what? Ha, de parc, hai să-l ducem la dat, s-o ducem, da. S-o ducem, frate, că nu e bărbat. Sau? N-am lune, să știu. Nu! S-a necat. Dude, ce fac, dude? Că s-a necat. Dude, mai încercăm o dată. Suspect. Fix pe aeroportul Sfântul Andrei, what? Nu te cred. Păi da, nu e, mă, nu e posibil, frate. Uite, deci, mamă, nu e posibil. Toți fraierii se bagă în mine, frate. Toți fraierii. Am 3 minute la dispoziție să îl răpesc sau... Da. De ce să nu mă răstorni, o mănai? Nu te răsturna, bă, nu! Bă, stai, asta e prost, ești nebun, chiar s-a răsturnat. Bă, ești nebun? Bă, nu te cred!
Nu te cred, frate. Dubla 3-a, dude, și ultima dublă pentru episodul nostru. A, asta e aproape, ești nebun, deja am ajuns. Asta e, mamă, ești nebun, stai că-l bagă la. Stai. Ce ai, mă, că ăsta se de la... A, uite că mi-a dat shotgun, ești nebun. Băi, ești nebun, am strâns bani. Am luat AK-47, ne dulim de aici. Următoarea victimă. Da, următorul killer, următorul... Abar n-am, următorul criminal. Ești nebun. Bă, măcar a treia tură, a treia încercare a noastră, știți, a treia cu noroc, ești nebun. Dacă ar fi cu noroc, nu m-aș răsturna din nou, știți? Stați că fac o întorsă de asta. Nu, stai, nu o zi, mă, bă, pe bune. Stai. Stai, mă, cum? Dar aici dau frâmă, bă, de pe celălalt click, ești nebun. Nu, stați un pic, că își bate joc de mine, stați. Își bate joc de mine, stați un pic, că mă duc pe el, ești nebun? Bă, mă, să-l dau în urmărire generală. Bă, nu știu, e și enervant, dar și de folos asta când se întoarce cu totul. Bagă-mă în fața lui! Nu te cred! Ce are asta, bă, BMW? Nu, frate, ce are la BMW? Ce am, mă, cum un Logan contra unui BMW? A, s-a dat jos. Ok. Suspect. 3 minute, dude, înseamnă că e departe, deci... Dar treia tură e... Ce noroc are a treia tură! Da, dude. Na, ce să mai zic și eu. După ce că am murit în apă de vreo 3 ori, dacă stau să mă gândesc... ai murit, bă, măcar am murit 2, avem 100.000? Ba nu, what? 1.000.000? Nu știu ce să mai spun. Păi, ce să mai spun, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Dar vreți link-uri de la acest joculeț, apăsați tonul și butonul de reacție episoade și cu acest joculeț să încercăm și alte moduri, Mamaia, București, tot. Asta e GTA București, mi se pare, nu știu sigur, sau... E GTA România, dar pot să-i zic și GTA București. Eu am fost Andrei, vă pup, ne vedem la următorul episod. Pa!